Peiner Rock Dankmann. Welcome boys and girls. Hello, Dennis. I am back. 2.400.000. Prima oară să vedem dacă sunt bani activați. Nu sunt. Deci putem juca normal. Salut James, salut Anonymous. Normal că mi-a dat un mare like. Că merită un mare like. Să mai jucăm cu cărămida ucigașa asta. Bun, să mai activăm niște dracovenii pe aici. Cât este 100% pentru o oră ajunge. Let's go boys, 99% la ăsta și suntem la cât XP? 49.000 băieți, 49.000 de XP și 99% la primul skill. Cred că e seara polonezilor băieți astăzi. Polonezii domină jocul ăsta. My Polish friends, my friends from Poland. My friends from Poland vedea și în canal. Câte artileriuțe, două bucăți. Este în român ceva, nimic. Uită-l mă pe X-Vor. Să înceapă dansul. Să înceapă polca poloneză, băieți. Se prinde polonez în joc. Sau de ce nu? Care mai și spota, mă? Spoteză-ți, dracu. Aha! Opa! Inamic lovit, mai de una. Să mor tu că ai știut tu da să dai aici abastă. Cu folcile de urât. Hai Cernavoschi, scoate borticul la fereastră. Să-ți o dau pe bot. Văd pe streanță la mic. Ăla e încă acolo, stă la plezneală, stă să dea. Bravo, tu n-ai găurit.
Inamic lovit, mai de una. Toată lumea de mine aici, frate. LKV-uri, chestii, treburi. I-am distrus cu tine în gură. Na, mai dă, ardă-te jarul să te arză. Mai e un prost acolo care dădea și ăla. Bă, dă-te la o parte, prostule, că nu pot să trag de tine. Bravo, tânăr, ai găurit. Mordu-te, dracu! De bulangiu! Mordu-te, dracu, de bulangiu! Era faina ca intra asta, ca era kill si ala. Ce faceți, băieți? Abia aștept să termin cu oniul ăsta. Opa, avem new skill, băieții mei. Avem new skill. New skill. Yup. Increase damage of a shot. Increases chances to cause enemy damage. Cu cât? Cu? Boxing. Oh, ok, nu am nevoie că... The fuck? Ce, nici nu știu ce drag să pun aici. Să pun snapshot pe ăsta, ha? Ce ziceți voi, băieți? Să pună băiatul snapshot pe ăsta? Hai că punem fire shed, că oricum le resetăm când sunt mai încolo și să punem brother in arms, după aia... Dacă le pune, n-aveam ce să pun altceva interesant pe ăștia. Rămânem așa la ăsta, n-avem ce face. Hai da, 51.350 băieți. Încet, încet ne apropiem de sutică. 115.000 să intrăm pe oh-ho-ho. Motherfucker, ho-ho-ho. Tier 8, 2 artillerii. Se putea și mai rău, se putea tier 9, 3 artillerii. Salt Alex, nu? Deci tot timpul m-am dus în partea dreaptă, că am crezut că acolo vin băieții deștept să ne batem. Acum am să încerc altceva, mă duc în partea stângă dacă. Și de data asta greșesc buzunarul, cac pe el atunci, buzunarul. Dacă știi cum vreau să zic.
alerg pe încăpățâna. Să rog, Cristi. Dar asta mai noi doi aici, deci... Probabil că nu. Da, chiar vreau. Hai, te pe lu tata, hai. Am găurit firele al dracului. Bine TP-ul, tata, bine. Bine, băiatul. Mă, ta mai penetra direct în turelă? Cât are penetrare că cadrul de TP-ul, frate? Direct în turelă m-a penetrat, nicio treabă n-are el. Câtă penetrare are țăranul ăla, frate, pe tun? Șenilă rudă. Mina mi-a lovit, mai de una. Țintă identificată, țintă deblocată. Bravo, tu n-ai regăuit. Țintă identificată. Țintă deblocată. Hai, vei să mă freci. Șenila e lovită. Apoi stați voi acolo, că e spotul meu. Stați voi că stați bine acolo.
Nu știu unde s-a dus shot-ul ăla. Sincer, nu știu unde a mers shot-ul ăla. Am gândit că e kill 100% ăla. Am zis că e kill 100% pe 100Y la fița, să fie. Anticristule, ce faci, man? Salut, Bogdan. Care îți place ție? Vezi, o super pershing. Ce a băgat ăla pe Goldesc în, franzela? Ce mi-a dat în franzela la non-stop cu Gold? Nu am avut ce să-i fac. E prea băbălău tancul ăla, frate. De pe ăla, dă, are tu un neam prost, nu e ce să-i... Ce e FS19, man? Nu știu ce ăla. Ce dracu e FS19? Citești ceva sau ce? Ceva site porno? Ce, ce dracu e ăla? Ah, Farming Simulator. Ei, pe mama lor. Nu știu ce. FS19 era la habar n-aveam. Trei artilerii, nașpa. Salut, Vali. Bon soir, mon ami. Ui, ui. Adică, ui, ui. Ui, 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 ui. Bine, am lovit, mai de una. Baby, ce ai furat acolo? Am găurit, firărea lui dracu. Am avut un arăt,
urit virarea al dracu. Ne-a dat unde au sărit tablele. 14-3 ce echipă am avut din nou. E echipă minunată. Ai, te pula mea. Dai cu apă. Salut, Gabi. Dă-i să crească fasolea. Ne-a rupt șenila. Șenila e lovită. Dă-i la fasole, la pătrunjel. Ce echipă Barça am avut acum? Au murit toți în 4 minute. La 6 ce primesc? 10 de astea. Orderly Amorek 200. Ok. Și la 7 care e 30 de exod, da. Și la 8 35.000. Ok, se poate. Cred că iau tankul până. Câte zile e prostia asta cu tankul? Câte zile? Câte zile ține campania asta cu tancul vieții? Las, că joc eu, mă întoma, vină și uite-te. Câte zile ține șmecherea asta cu campania asta cu tancul? Zece zile? Cred că apuc să-l fac. Nu cred că apuc să-l fac toate misiunile. Hai, cuțit, cuțit, cuțit! Vreau dat foarte, foarte, foarte mult free XP. Foarte mult free, de foarte mult base XP. Base XP, boys. Ne avaria și Nila. Din prima, ca să știm o treabă. Bravo, tunel, ai găurit. Și anilă rupă. Uite-i cum dau băieții mei. Șenila e funcțională. Am reparat șenila. Stilerile lui tata. Bine, am lovit. Mai dai una. Tu
Ne-a rupt și Enila. I-am distrus futul în gură. Da, mai dai mult, vărule. Conquerul nostru e mare pe-ai noștri. Hai, nu-i rău. Stăm bine. Doamne, ce au jucat artilerile pe harta asta. Ce joc a fost ăsta în 3 minute, în 2 minute, sau Terry? What the fuck a fost jocul ăsta, frate? Dinamic distrus. Măcar pe una din ele s-o prind și eu, știi cum zic? Salut, Terry, salut, salut. Dar n-am cum să fac toate misiunile, că e prea mult XP de făcut. Eu aș vrea să le fac, dar... Gata, avem Six Sense, boys. Avem Six Sense. Putem scoate asta jos de aici. Ok. În sfârșit primul skill. Doamne, greu e fără Six Sense. Adică am jucat fără Six Sense, că punea cu bonduri, dar stricam, zi-mi, stricam 6 bonduri la meci. 10 meciuri, 60 de bonduri. 100 meciuri, o grămadă de bonduri. Pentru oho, 112.000 sau 115.000, eu am vreo 60.000, îți pe la jumate undeva. Îți pun undeva pe la jumate. Pardon. Mersi. Ei, pe mama lor. Singur artilerii, arată bine. Singur artilerii, promițător. Problema e că toate echipele lor au urcat pe deal. E bun. A jucat mult artileria noastră. Iar presim că avem o echipă number one.
Bine, am lovit, mai dai una. Șemilă ruptă. L-a așteptat să trag eu, așa, ieși șate. Ăla, căcatul ăla. Am găurit firarea al dracu. Zero. Deosebită echipa. Bravo, tunar, ai găurit. Ce vrei, de la 5 ore, 5-8. Poate chiar avem o șansă, ești nebun? Băi, uite că avem o șansă aici, nebun. Nu mai avem nicio șansă, că a murit 263 de acolo din colț. Wow! Tancul e Iisus, ne vedem la Crăciun. Cum l-am bătut ăla ta? Dacă îl prindeam pe ăla, era ceva. Salut.
I got money, hoes, money and hoes. Bună seara, bună seara. Ne-a variat și Nila. Radioul este avariat, nu mai prinde Rock FM. Ne-a rupt și Nila. Ne-a găurit rezervorul, pierde înseamă. Și Nila ruptă. Da, el trebuia să se decide să intre pe unul. Manele. Stai, cum? Manele, manele. Asta suntem, bro! Manele, manele. Bă, ce aveți cu ele? Când trec cu mașina pe stradă și zdrângă-ne tabla, se aude din boxele mele. Manele, manele. Parchez în castele. BMW-uri cu jante de piele, dau flash-uri la fraier, bă, dă-te că trece recele. Manele, manele. Bac ceafă la sală să vadă fetele, tricou Versace și lanțul prea gros de trăsăi pun bretele. Nu vezi că sunt frică la modă, la modă, fanele, culituri, papuși și mărgele. La bar cu diverse modele și toate au la bacul, mă jur pe păcatele mele. Manele, manele, hai las-o cu trapul că știm ce faci, nene. Manele, manele, artiști și artiste cu piese mondene. Manele, manele, yeah. Și toți ipocriții se ascund, dar dansează pe ele. Miroase alovele, cineva să mă spele. Manele, 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 manele. Manele, 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 manele. N-am mai zis de asta până mă, prima oară. Iubire, durere, dolari, lovele, sandale, perdele, problemele mele. Icoane cu rame Armani, să moară dușmanii. Icoane cu rame Armani. Noi de ce să trăim? De manele. E bună asta, rău. Bine, am lovit, mai de una. Manele, manele. Frate, unde găsim de asta, man? Nu mă auzit până acum, e prima oară când aud. Hai, noroc, Killing! Bom, ce-o că-ți dăm capul ăsta de T52 cu 50 cu 2. Tot lâmba dracu. Fii din că se la snipe el, zice, știi? Inamicul e avaria de explozie. Ce prost este, frate. Care ești, mă? Tu prost? Alt prost.
8-0. Ce cu scurul ăsta de neam prost, frate? Bravo, tunar, ai găurit. Bine, amic lovit, mai dai una. Ne-a rupt Șenila. Șenila e lovită. Știm unde e fraierul ăla? Știm să ne scăs toată ce. N-am scăt World of Warships. World of Warships ai jucat? N-am jucat, man, World of Warships. Nici asta nu știu. Asta e cea mai de mai nouă, după ce a ieșit el de la... După ce a venit în concediu, a? Cântă ceva, doar de acolo câștigă bani, dacă nu cântă ceva, nu face, moare de foame, ce dracu. Nu a avut un job în viața lui, ori a fost pe ciordeală, ori pe cântat. Sau pe amândouă. Brigheta? Mama, ce atenție la detalii. S-a răzgândit. O singură privire, dar am înțeles că îi pas în pare. O moment de față, cred că mă gândesc prea mult. Timp nu mi-a zis vreodată uneori să nu ascult. Când lacrimile cur, nu mi-au zis să le las pe obraj. Să lasă urme atunci ca să-i sperie pe laș. Nu mi-au zis de anturaj că se adună numai lichele. Șerpi și hiene, cu foame și lene. Acepe după pe televisează la univers. Hipnotizați de mantra, ei meditează intens. Mi-am gândit că eram fix ca ei. Dar viața mea a căpătat alt sens. Am două șoc nivelul 3. Nimeni nu mi-a zis vreodată că fără ai mei e frică. O inimă de gheață o să se topească din. Nimeni nu mi-a spus vreodat. Că vor fi și zile de-astea. Mie strada mi-a fost ardă. Am făcut din stradă ardă. Nici asta nu știam. Să rămână de cașcaval.
Sunt alții care s-au mai lepit de manageria, de o casă, de ceva, de o manevră, de o combinație. Vă să sărea cu dacă a fost în concediu atâta vreme. Am riscat și-o, știam că e greu să-l fac, dar... Și niciodată ce vreau să fie fie de unde de acolo. Dracu e 25 la care a dispus de acolo. Era un pârcă la bombesc, unul mic și obosit și nenorocit, care dădea de acolo, din partea aia. Come on, man, cred că intră frumos în lateral. Asta sigur intră, asta sigur eu bag. S-a mort-o. Shoot-ul care a fost mai greu, l-am băgat. Care a fost mai ușor, următorul domnul l-am băgat. Tu-ți câtă mătii de artilerie, dar cum știi tu de arma pe mine? El, frate, doar pe mine să dea. Killerul de căcat. Come on, tun. Come on, imerim și noi cea tunule astăzi. Căcatul drec. Culere. Și oricos ordinar.
Mă, ce meci am dat, 700 damage. Yeah, yeah, yeah. Salut, Timiș. Dacă poți să zici tu cu cât ai acționat Lorraine, nu mai știu. Nu mai știu, man. Da, cu păci, cam așa este în pula mea, nu prea liberește nimic. N-am eu ce să-i fac, nu-l pot modifica, n-am eu ce dracu să-i fac. Dacă o să mănânce zilele până îl termin, da. 63.000. Îs la jumate. 115.000 până la OHO. Nu vă gândiți că OHO ar fi ceva mai spectaculos, adică sau că va fi ceva mai spectaculos. Că nu va fi cu nimic mai deosebit ca asta. Tot un râci va fi. Abia de la Type 4 Heavy, după ce pui tunurile alea șmechere, poți să zici că, bă, una, două, trei artile, du-te, dracu. Nu știu cât, dar nu cred că am dat 200, da, n-am dat 200 de level, frate. Nu dau eu 200 de level. Până la Type Kin. Și o Ho, și o Niu, și o Iu. Să înceapă dansul. 205 pe pen. Și 256 pe APCR sau pe Hit sau ce dracu are. Cerca Atom Blind de acolo, cine știe, poate scoate vreunul botul. Ar trebui un tank pentru misiunile de campanie, un tank mediu bun. Lorraine e un pic dificil de jucat, atenție, Lorraine nu-i ca și... Adică, tunul nu e așa grozav pe el, atacă, are autoloader ăla, are mobilitate și hârtie, dacă e jucător bun de medii. Da, ia, dacă nu, nu știu. N-am citit nimic despre el, habar nu am. Ce face TD-ul ăla sau ce nu face. Inamic lovit, mai de una. Și-a ales o poziție bună ăla. Și-a ales o poziție deosebit de băiatul ăla. Ce i-a dat-o oiul ăla, du-te bă, l-a furat. I-a înfipt-o până în gât, până în plămân.
deci nu e nimic acolo, că nu m-am spotat. Dacă era ceva, mă spotam. T-44, uite, exact. T-44 chiar e bun tankul, mie chiar îmi place. Mi-a plăcut. Cineva bate rău pe ăla. Unde e AKB-ul? De ce nu s-a încărcat? Hai, Dică, dă-te înapoi, Dică. Dică, dă-te înapoi. Hai, Dică, du-te, Dică, du-te. Nu vrem, mă. Mexican standoff, boys. Care greșește primul? Care, ce ai făcut, Dică? Te-ai băgat.
Am crezut să vină pe aici. Știam că va veni cineva pe aici. Lovim avaria. Ce ai făcut, Dica? Șerila e lovită. I-am distrus cutii în gură. N-am făcut mare brăză, dar m-a ajutat la câștiga meciul. Făcat 700 de meci. Să încerc să mă duc pe linia roșie până la ei în bază, să vedem dacă merge șmecherea ala.
dacă nu resetează, suntem pa. Hamal, dă un shot, frate, acolo, poate resetezi ceva. Ce rahat! Ce rahat! Șaici 4.000 cât 110.000. Doamne, mult mai, frate. Mult, mult. De la 64 până la 110 cât mai am? 46.000. Mâncați așa gura ta de plebeu. Asta e hit, da? Hit. Trebuia să mă gândesc că vor fugi în bază la noi. Trebuia să mă gândesc că vor fugi în bază la noi prăpădiți. Ei, pe mama lor! N-am fost inspirat la manevra asta. Așa-mi vine să merg pe plajă, că sigur Tiger pe ăla merge pe plajă, știi? Așa-mi vine să mă duc pe plajă, să mă întâlnesc cu Tiger pe ăla, să-i dau două de câte 700. Doar mă abțin. Ce mi-am zis că merge Tiger pe ăla pe plajă, uite-l. Come on, echipa curului, din nou! Ne, vor ieși mila! Bravo, tunel, ai găurit! Come on, mă bate ăsta de tier! Cât-i? Mai de una.
Părăsește tancul, ai făcut praf. Ce echipă de plebei, frate? A rămas singur, că toți răpă plajă acolo. Ah, fuck my life, dude. Ce să-i cer la asta, că și polonez pe deasupra, Jesus, fuck, man. Poate-i bot, da? Poate-i bot, să mișcă. Să mă duc un suc din frigider, că ăștia m-au disperat deja. Ne-a rupt șenila. Ne-a găurit rezervorul, pierdem seama. Am luat foc. Ne-a dat un magazin fugit în gură. Aici n-aveam ce să fac, mă împușca ala din spate, mi-a dat câte mi-a dat, 3 sau 4 bucăți. 200 și 200 și 200 și de 4, am dat la vreo 1000 damage. Mă rog. Da. Asta e. Mamă, dar mă disperă când am echipă de astea care sunt proști, mă, frate, nu văd nimic în jurul lor. N-au minime, joacă cu V-mod ca polonezii. De fapt, stai că erau polonezi. Poate chiar jucau cu V-mod fără minimap și nu știau ei ce se întâmplă în jurul lor. Dureros, dureros, crud și dureroasă soartă. Je m'excuse, băieți. Pardonne-moi. A fost prea singurel acolo, aia a fost problema. Dacă mai aveam unul care să-mi țină spatele până... Să mă las să fac reload. Să puteau schimba datele problemei. Unul deștept care să nu-și irosească shot-urile. Asta e. Mintea nu le pot da eu, numai Domnul. Asta e problema. Brichetă nouă, hop, altul cu brichetă nouă. Că și la colțul ăla trebuie să vină băieți. Nu vă grăbiți prea tare. Să ne vine și pe partea aia, nu mă lăsați singur aici. Sau poate nu. Ar trebui să vină și pe partea aia, dar nu mai văd cine. Black Prince, rămas Type 62, aia nu cred că vine singur pe partea asta. Se pare că nu.
Da, e ideea șmecheră, 17 lei a fost. Foarte șmecheră, la 17 lei. 17 lei am dat pe ăla. Am găurit firele al dracului. Lol. How the fuck did I miss the shot, boys? Cum dracu am ratat eu shot-ul ăla acolo, boys? Ok, Zdrean, să știi unde ești. Brighetă șmecheră cu 17 lei. De la ceva, nu știu ce magazin, unde am găsit-o. Bă, zic, dar păi, bidaia reîncărcabilă, îi dă oțel, zic, oțel, dar ceva metal galben așa, bă, zic, că... Și de asta, știi, anti-vânt, anti-dracu. Bă, mai dau 17 lei pe aia, știi? Așa e 7000 de XP. Puh, greu face XP, frate, ăsta, dacă nu faci damage. Greu fac XP, că la average damage pe la 1700. Anti-vânturi, da, dacă ai vânturi, să știi că... A, tankul ăsta, ăsta e moartea VN8-ului. Deci tankul ăsta e moartea VN8-ului, băieții mei. Este moartea VN8-ului. Clar. Dacă vă uitați la statistici recente de când de săptămâna asta, de când am început să joc cu Oniu ăsta și cu Oiu. Sunt gropate, sunt cimitiri statisticile mele. Ce faci, Alex? Dacă joc următoarele 5000 de meciuri cu tankul de VN8, da. Lejer. Nu neapărat, tankuri care îmi plac, nu tankuri de VN8, că tankurile care îmi plac, alea fac VN8 o grămadă. Deci dacă joc cu tankuri care îmi plac, mă cu vârâciul de astea, fac o tonă de VN8.
în general, nu tot timpul, mai am și meciuri proaste, mai am și meciuri, dar dacă joc doar tankurile care îmi plac, scot 3000 plus pe neblejer. Dacă trebuie să joc cu tankuri de căcat cum e ăsta și alt fel de tankuri, eu știu, atunci... E 50 face venop, să știi că face venop. Tankul meu preferat ăla. Când prin tier 2, tier 10 nu e chiar așa de solucire, când prin tier 9 îi omori, îi mănânci pe pâine pe toți, ești tata lor. Deci dacă prinzi tier 9 cu el, ești tata lor. Come on, man, fă-tu stancul mătii să-ți fă full aim. Era one shot ăla pentru mine. Camaș pe el de tank. Te dracu, bă, de tank. Chiar în halul ăsta. Ne, varia și Nila. Telegrafistul era nici ea injertant în angul. Pii și pe el de telegrafist. Șase-doi, gata meciul, pe mobilă ce e roșia, deci avem noi până echipă pe ei. Păi nu văd cum mai scoate unul la capăt pe asta, sincer. Fuck, ce echipă am și ce hardă. Come on, dude, what the fuck? E rănit, i-a căzut obuzul în cap. Ne-a rupt și Enila. Tankul e distrus, ne vedem la Cârciumă. Oare rezist eu până la final cu tankul ăsta? Oare rezist eu până la final? Vă dați seama ce făceam dacă eram cu E50M pe harta asta sau... Nu știu, orice alt tank. Câta tona de damage făceam? Thank you.
banii la rudă. Of, 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 ce tank de căcat. Da, m-am răzgândit, mai joc cu type, mini-type-ul ăsta, că mă termină psihic. Dacă trebuie să mai joc încă câteva meciuri de astea în care fiu ploii, păi nebunesc. Minus la bani și... Da. Să jucăm noi ceva de bani. Așa, liniștiți, păi, dacă tot avem banii care rulează bani în clan, să ne distrăm un piculeț. Cum să n-am? Dar n-am gold. Adică am cu ce con... Am free XP, dar nu am gold. Să convertesc free XP-ul. Înțelegi? Până în 15, când iau banii, atunci probabil că voi converti. Că mănâncă toate zile tango asta. Săptămâna asta... De când am început să joc cu el, și cu Oniu, cu fratele meu mic, încă mi-au murit statisticile, mi-au murit în aia 6 neuroni, dintre care 2 sunt concedii oricum, mi-au mai murit încă 2 sau 3. Unul săracu singur se agață așa de balustradă ca la taifun, ca la tsunami. No! Nu mă las! Știi? S-a terminat cu tankul ăsta, frate. Tankul anti-damage, nu știu cum să zic. Am 10 damage-uri, cred că, cu ăsta și cu ăla terminată cu 500-600 damage. Că nu apuci, nu poți face nimic, frate. Nu poți să faci damage, nu poți face, nu? Te las tankul. Pe mid, absolut nimeni, din nou, va fi un match bun ăsta. Am așa un feeling că va fi un match bun. Da, da. Dacă iau așa multe tankuri acolo, înseamnă că nici ei nu au pădeal tankuri, nu? Teoretic. Practic, poate că au. Conductorul era nit, încercam să-l ghidonăm. Prea avut un ară, lovit. Bine, am lovit, mai de una. Practic, au pe deal. Am găurit firul ăla, dracu. Nici măcar l-am zgâiet. A dat pauza artii. Ce plac mie jocurile astea. Sunt mortu, că merge bine serul ăsta. Sunt pe val, dar valul nu-i. Mori,
avaria și Nila. Inamic lovit, mai de una. I-am distrus cu tingură. Ne-a rupt și Nila. Vizorul este avariat. Streanța de artilerie, pentru că am dat după ea să o omor, a început ea să le aibă mine acum. Cum să-i dau mă bounce la zdreanța aia împuțită de artilerie ordinară? Dacă ne omorăm pe ea repede, urcă ăștia la spăsă noi. Ne-a dat unde au sărit tablele. Da. Uf, 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 uf. Eu și iarna-s pe val. Objectul ăsta am crezut că e mai deștept, așa vă de pe stațiul, dar probabil că nu joc el pe cont și pare că joc altcineva. A fi dat contul cuiva să se joace, că la cum juca... Mi se părea a fi deosebit băiatul. Chiar deloc. Ba din contră, mi se părea că e cam plebeu. Ia uite tu mă ce... Pe care Six Sense pus tankul ăsta pe... Că echipajul nu are Six Sense. Sper că am pus ăla cu bonduri. Ce frumos l-au făcut și pe ăsta. Mișto arată. Pe mama lor. Ora avut un regăurit. Comandant și rănit, încercăm să-l subliniu. Dă-i două palme. Interesant.
inamic lovit, mai dai una. Zero. Hai de pula mea, dar ce-i în seara asta, frate? Mamă, cerilor de-astea încasăm. Am găurit firarea al dracu. Nici măcar la zgâiere. Prea butonar, l-ai găurit. Bine, avaria și nila. Și nila ruptă. Nici măcar la zgâiere. Ce vorbești, băi? Ne-a rupt genila. Inamic lovit, mai dai una. Părăsește tancul, ai făcut praf. Doamne, ce echipe prind astăzi, du-te bă băiatule. Salut Liviu. Îți legat de mâini, frate, cu echipele astea, nu? N-ai ce să faci. Așa te simți când ai echipe de-astea. Așa și ești, de fapt, nu că așa te simți, așa ești legat de mâini, pentru că echipele astea... Tony Vest, ok, dar... Faza e că echipele cealaltă sunt mult mai bune. Eu vreau să fiu în echipele alealte, care câștigă, nu în a mea, care pierde non-stop, înțelegi? Eu asta, la asta mă refeream. Eu la aia mă referam, știi? Adică nu vreau să fiu în echipa mea, ci aș vrea să fiu în echipa cealaltă. De obicei cealaltă câștigă în seara asta, în tot timpul. Nu, 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 ieși din luptă că n-am pus binoclu, fița asta, dracu, ieși. Sper că n-ai intrat. Uf. Ba, le-am pus. Ce dracu, le-am pus, așa-i? Are. Vorbesc în prostii. Nu. Nu știu ce dracu câștig, asta e. Nu numai că nu câștig, dar ne bat în așa fel încât n-apuc să și fac damage. Cred că o să joc numai Lorraine, Progetto, Somoa, E50, astea, tankurile astea care cât de cât pot afecta așa un piculeț soarta jocului, indiferent pierdem sau câștigăm. Uite-l pe Mitruț, Dumitru, din FSRU, din Fâșul Rupt. Probabil ăla așa cheamă clanul, Fâșul Rupt. E clar din Fâșul Rupt, după cum are stațiile omul și el e cu Fâșul Rupt, deci clar. Gata, că m-a terminat, m-a scos în sărite. Nu mai. Hai cuțit, cuțit, cuțit.
Adevărule. Ăla acolo, Reno, a greșit buzunarul rău. S-a băgat aici. Uite cât să-ți ai mie aici. Cât frunză și iarbă. Am găurit firarea al dracului. Nici măcar nu l-am zgâiere. Lol. Uite că mă, nici măcar nu m-am zgâriat, am lateral direct. Bum. Shakalaka. L-am ciuruit. Mexican stand-off boys aici. Am găurit firarea al dracului. Bine, am lovit, mai de una. Țintă identificată. Inamic lovit, mai dai una. Țintă deblocată.
Come on, man, cum să ratezi shot-ul ăla? I-am zis să-ți fute în gură. Progetini, eu trimac cu hack cu Goldor, dai mine prostule. Nu am văzut că nu mă omoară prostul de progetini. Salut, Dan. Cu case maratonului ai cont partea Amazon 150%. Am! Nu să n-am cont Amazon, adică cred că am. Că n-am? Cred că am. What? De 34, de unde? De unde de 34? Fiți armata, dracu, de 34 cu snipe-ul tot. Mi-am dat snipe de 34, băi, ești nebun de 34. Îl însă poate împușca un picior singur de la 3 metri. Pula mea și mi-a dat mai mult de dracu. De pârlitul dracu. Hai mai să mai jucăm un meci cu pârnaia asta mică, să vedem și noi cum e. Am jucat un meci când l-am cumpărat. Bă, băieți, am o poftă de un cremeș acum, jur. Deci am o poftă de un cremeș, aș mânca un cremeș. Că n-am pus binoclu și plasa. Sau poate am altceva pe asta? Cremeș, nu știi ce e cremeșul? Du-te, bă, băiatule. Mario, te reneg. Cea mai importantă prejudecată din copilărie mea, tu nu știi ce e? Come on! Mult cu asta. Nici tu n-ai mâncat. Come on, boys. O foaie cum... Nu e o budincă, e un fel de cremă. Făcută seamănă așa cu budincă, dar nu e budincă, e o cremă. Aia nici tancul ăsta nu l-a jucat în clasa 4, ia să vedem. Ce mai zice tancul ăsta? Deci, îi, dacă ai o rețetă bună și știe să-l facă cineva. Deci, da, e un fel de cremă de vanilie, dar e făcut de casă. Mă refer al din magazin, că ăla e aiurea, ăla e căcat, ăla e pișat, ăla e... Nici căcat, nu. Nici nu ne gândim la ăla, știi cum zic? Vorbesc de creme și făcut de acasă, a făcut nevoastră mea, că n-am făcut acum vreo 2-3 săptămâni. N-am mai mâncat creme de acasă de ani de zile.
Și am zis la telefon, era la muncă, auzi, nu-mi faci un crebeș. Da, nu-ți fac nimic. Surpriză. Când am venit acasă, era dita mai tăvalău, tăvoc în frigider cu cremeș. Deci vreau să spun că am mâncat toată tava în două zile. De unul singur. Fără ajutor, că la ei mei nu le place la niciunul cremeș. Vă dați seama, toată mi-a rămas mie, toată tava aia. Și ce rău mi-a părut, și ce rău mi-a părut când am mâncat nimic cremeș. Deci toată apă în gură acum, știi, ca și calul ăla când vede oaza și merge pe un deșert în spate cu un beduin, știi, așa se acum. Cum vă povestesc eu vouă acum, știi? Deci aici nu știu dacă se mai poate urca. Bă, și duc de aici. Ca să nu-mi iau în casă, e prea rău. Ah, oh, fuck, mai da, mai încă de bun e cremeșul ăla. Un fel de fucking nirvana culinară, dacă știți cum vreau să zic. Doamne, ce-am păcătuit de-mi dai gânduri de-astea negre? Ce-am păcătuit, Doamne? Tu mă testezi cu gândurile astea. Eu în ce am tras, bă, frate, și nu dă n-a intrat și dintre la el. Morță tăi cu tancul tău de căcat. Thank you.
Doamne, cât fum, că nu văd nimic de el. E bun și spotul, ce pula mea. Hai. Ieși afară. Cremeș. Cu poftă, a? Cu bucatele. Ei, am greșit buzunarul aici. Tot eu l-am luat. 15 de mici. Nu contează, l-am luat tot eu. Și înainte de deci cremeșul este un desert. Și înainte de el, ca să na, vorba aia, deci aia zice desert, că înaintea lui mai există niște feluri de mâncare. E, și cum spuneam, 5 bonduri, bun așa. Și înaintea lui, ca să, ce bine a dat type-ul acolo, ca să știm o treabă, ieși. Eu mă gândesc acum la două variante. Varianta A ar fi ceva barbecue ribs cu spicy așa, de la stil Louisiana sauce, știi cum zic, de la așa un pic cu vinegar base. Să te, asta de limbă, știi, când scoți osul așa. Așa cu niște, ori cu niște cartofi merge, știi? Aia sau varianta românească. Ce se găsească în comerț? Și sau varianta românească, niște ciolan cu fasole la ceaun făcut afară, cu niște ceapă bătută, cu sare. Paste carbonara, aia căcat, paste carbonara. Nu ce o paste carbonara, tată, ce paste carbonara. Hai vă, lasă-mă mă cu pastele. Deci vorbim de lucruri serioase, nu de... Se găsește și în comerț. Sigur că se găsește, dar n-are niciun gust. E făcut de la umflat, căcat, aiurea. E... Am o poză, dar n-am WhatsApp-ul tău, că ți-aș fi trimis, vezi cum arată. Am scris, trimit la Ștefan să-i fac poftă, la Ștefan mi-a trimis, caut telefonul și trimit, că am făcut poză, să-i trimit la un prieten. Eram cu doi colegi la muncă și sunt pe nevastă mea și zic, auzi, eu aș mânca un cremeș, vai, zic, ce poftă mi-e de un cremeș, da, mănânci pe dracu cremeș, ce cremeș în sărbăție, fac eu cremeș, sâmbătă seara, am ce faceți. Și plângi la casă, surpriză,
Și mi-am zis la băieți, bă, zic, mi-am zis la nevastă mea, nevastă, de seară să faci creme și am dat cu pumnul masă. Și ce ți-o zis? Tu să facă măta. Și râdeam noi pe tema asta, pe glumea mea și când m-au zis acasă, le-am trimis la el, amândoi le-am trimis poța cu cremeșul. Una regulita. Mina mi-a lovit, mai de una. Ce dracu cum o penetrez așa simplu pe mine? Șenila e funcțională. L-am ciuruit. Tancul e distrus, ne vedem la cârciumă. Cum îi fumegă fumul ăla? Normal că fumegă fumul ăla. Fuck, man. Ștefan, hai că-ți trimit poza pe WhatsApp și să pui pe... în care mi-aș găsi telefonul, da? Sim.
zice, nu știu unde e telefonul. O să mă duc să caut telefonul după meciul ăsta și îți trimit poza. Nu, îi trimit la Ștefan poza și Ștefan o să dea jos, să o pun aici, să vă dea un link, să vă uitați toți la ce crem și am mâncat. Să înceapă dansul. Noaptea asta, băieți, să aveți vise erotice cu, cu zahăr, cu budincă, cu... Da, da, știi? Am găurit firarea al dracului. Șenila e lovită. Șenila ruptă. Conductorul e rănit, încercăm să-l ghidonăm. Inamic lovit, mai de una. Am reparat șenila, am reparat șenila. Dau artilele alea, mă, că ți-ai jucura ta. Servantul e rănit, ia că îl tocmă în cap. Vorbești, bă, băiatule. Dar unde sunt artilele astea? Că mă pun să le omor pe toate artilele astea. Că sunt niște proști așa. Oricum, bă, că nu tragă, că să le omor eu. Ce vorbești, bă, băiatule, uite-te. Doamne, ce mi-au dat artilele aici. Hai că e bun, iar meci, n-a meci. Îmi bag pula alea echipe, frate, în seara asta. Eu nu-l văd pe la mic acolo. Dacă să mă mor aia, mă mor eu sau să mă mor eu? Aia să mă mor, vreau să mă mor eu. Ca să mă mor artilele. Hai, bă, de-ale, te trec. Ne-a dat unde au sărit tablele.
15-1 iar. Superbe echipe avem astăzi, băieți. Se compara alea cu câte mii. Nu știu unde am pus telefonul, sincer. Nu știu unde mi-e telefonul, că le aș trimite la Ștefan. Ce mi-au dat acolo artilerii, le-a scăpat cu un HP? Sau cât mai aveam? 5 HP, cât am mai avut? Corect. Am înțeles, Coturchi. Nu mai cunosc pe niciunul. Bul, băi, dar ce în seara asta, mă? Cum o să-i dai două bounce-uri ăla? Ești nebun? Deci dacă mai prind un meci ăsta, bag pula de joc, mă las de jucat. Deja mă scoate în însărite, frate. Dai două bounce-uri la Bacea de 5 metri. What the fuck, dude? Ești pula de joc. Am găurit virarea al dracului. Bravo, tânăr, ai găurit. Doamne, ce dracu în seara asta, frate? Nu, nimic nu se arată, nimic nu-i conform normalului. Bravo, tânăr, ai găurit. Am găurit virarea al dracului. Ricoșeu, e tare bulangiu. Ne-a rupt șenila. Nici măcar la lanț găiere.
face rău, merge azi, frate. Pe lângă, și când am o echipă bună, parcă intră satana în joc, frate, nu? Uite, în sfârșit câștig și un match și eu am 1000 damage, frate. Patru sute de bi, sunt moarte. Come on, man. Mă să caut telefonul. Să vă fac poftă imediat. Fiu, i-am dat eu două bansuri la baciatul acolo la început. Doamne, și m-am enervat. Ce nu mai faci la noi în server, două? Asta nu înțeleg, că doar jucători sunt. Jucători ar fi. Dar de ce nu fac ei încă niște servere acolo să... Ok, bani în plus, bani în plus, dar ai nevoie când se adună grămadă de iar, ți-e 10 de dracu. Iar când se adună 50-100.000 de jucători și n-au unde intra, că nu-s mai două servere, pe atunci cum e? Toți jucătorii intră, consumă, cumpără tankuri premium, cumpără gold probabil în seara aia. Știi cum zic? Dar intri, joci, dacă ai un pic de lag, mai ai iar lag, nu-s... te enervezi și ieși, nu mai cheltui niciun gold, nu mai cumperi nicio zi premium, știi cum? Eu așa văd. Pe urmă, investiție pentru tine o faci. Nu? Nu zic bine. Să înceapă dansul. Curios cât încasează ăștia de la Wargaming pe lună cu jocul ăsta, câți bani fac? Că urmă 5, 6, 7 ne erau pe duchi. Că m-am spotat aici, ești prost? Cine m-a spotat aici, frate? Au scout în mijloc. Scaltul ăla de tier 10 e aici în mijloc.
Dintre toți a gândit el că eu țintea cea mai bună. Să mă gătea pula, să mă rage. Speriatul dracu. Te-am cu tot de căcat cu tot. Fraierule, ce ești fraier. Păduchiuțul dracu. Cum dracu-i văd, să tragă ei și lui văd, frate. Am găurit spirarea al dracu. Jur că nu-l văd pe ăla. Cum dracul văd ei? Ah, că-i tâmbă în fața mea acolo. Nici măcar ăla în zgâiere. Inamic lovit, mai de una. Știam eu ce nu-l văd, iau tufle și nu vedeam că nu-i tâmb. Ca să vezi care e treaba. Nici măcar ăla îl zgâiere. Bravo, tu n-ai reușit. Ricoșeu, e tare bulangiu. Ricoșeu. L-am găurit firarea al dracului. I-am distrus hutul în gură. Hai mă, Patton, ți l-am spotat, ce măta nu dai? Inamic lovit, mai de una, părăsește tankul, ai făcut praf. Patton, dar ce faci, baby, ăla-i prost cu Patton-ul, frate, stai acolo ca muistul. Uite-l. De ce l-a tras el când a ieșit, că l-am spotat? Mă sinucide pentru fraiere. Acum îl împușcă pe atunci. Of, ce seară de căcat. Da, mai la vreo taie pe ce să faci. A dat cu Goldul și Wargaming i-a dat clanță. Nu e nimic nou sub soare.
Nu e nimic nou sub soare. Wargaming de obicei de clanță. Și eu până am luat type-ul, a plâns cardul, nu altceva, frate. Până mi-a picat type-ul. Știu, alții se lăudau, băi, am tras 10 cutii și din 10 cutii am prins 3 tankuri, știi? Alții au tras 30 de cutii și le-a picat nimic. Rahat. Și înainte erau bestiale. Hai, cuțit, cuțit, cuțit! Na, eu am luat 150 de cutii. Nu știu, nici m-am uitat la ele, sincer să fiu. Avut un arăgăuit. Doamne, câte mai kilograme de sniper pe colțul ăsta aici, frate, plin de ei. Bagă hit așa, mă, bagă hit, bagă să ai pula, mă, ta. Cu hit-ul tău cu toți. Nici măcar la zgâiere. Băi, du-te mă de aici, mă, n-ai loc. Mă, vă ieși mila. Tu n-ar uiere nici, dati 20 din curte. Prostul, dracu. Retardule. Eu vreau să mă dau înapoi, el să bagă în spatele meu. Bineînțeles că mi-am luat castanele deja. Doamne, ce mi-au dat aia acolo. Nu încă pe al de mine să treacă, neapărat vreau să treacă pe acolo. Proști în vârful de ale. Ce echipă de atâta pula, 400 damage. Uf. Nu-i bun, e altul, s-a schimbat. L-am ciuruit.
N-am găurit firul ăla, dracu. Bine, am iglovit, mai de una. Jesus, fuck, ce mers de căcat. Ce retard ăla cu T57? N-avea loc să iasă, trebuie să mă împingă. Du-te, dracu de prost. Știam că se plecați la snipe, că n-avea unde să fie, dacă nu erau pe dealul ăla. Clar că era la snipe pe dealurile alea și trebuie să ai grijă cum ieși. Cinci cutia, nu mai știu cât a fost cutia. Nu știu că nu m-am uitat, că mă uit după meciul ăsta, băieți. Ștefan, mai pune-te link-ul cu modul ăla. Mod pe acolo, dacă vrea să le iau. Mai pune link-ul aici dacă vrea să-l dea jos. Oh, link-ul e pe laptop. Las că îl pune mâine dimineața atunci. O să-l pun în descriere. Să le rupem căpățâna. N-am găurit firul ăla, dracu. Venila e lovită, bine am lovit, mai de una. I-am avariat și Nila.
Lovitură critică. Ia mă, ce că lovitură critică. Iată în tun fițeara asta, dracu de urât. Bravo, tunare, găuit. Inamic lovit, mai dai una. Am găurit firarea al dracu. Inamic lovit, mai dai una. Lovitură critică, i-am avariat și Nila. Ros, cum să-i avariat și Nila, mă, ce lovitură critică e și Nila? Direct în laterale, ne dădă în pula mea. Papagal. L-am găurit, firarea al dracu. Bravo, tunare, găurit. Inamic lovit, mai dai una. Nici măcar la zgâiere. Cu gol, ești nebun? Cu hit. Hidea mea la fraierul ăla. Țintă identificată. Țintă pierdută. Doamne, cum arată jocul acolo. Cum am ratat așa, niciun kill, 0 kill-uri. Pe harta asta cu tankul ăsta, ești să am 1.000.000, să am 5.000 damage și 18 kill-uri. Uite cum s-a împărțit damage între noi, fii atent. S-a împărțit damage între noi, nu glumă aici, băieți. RNG, eu știu, nu se duce unde vrea. Dar mai țineți minte cu oho, puneam super shot-uri, aim, strâns cercul și în loc să meargă proiectilul așa drept, ducea proiectilul și-o lua în stânga sau în dreapta sau... Undeva. Eu știu. N-ai ce faci. Și își bagă dracu coada și dracu în jocul ăsta e RNG-ul. Ești puii lui, puii dracului, sartilerile, înțelegi?
Asta două de obicei încurcă jocul. Ei, pe mama lor. Arangiu, ăla e Satana. Dracu și puii lui. Tileri. Și o românaș este pe Gabi. Un românaș la noi în echipă și atât. Dar nu mă duc eu acolo jos, că n-are rost. M-am răzgândit, mai bine mă urc ei sus. Salut, Andrei. Bravo, tunel, regăuit. Hai, tată, băgați în șenilă prima oară și după aia vă ocupați de tank. Prima oară la șenilă. Se putea să nu dea? Se putea să nu-mi dea? I-am avariat și nila. Ne-a rupt și nila. Dinamic distrus. Și nila e funcțională. Și nila e lovită. Sunt mortul și măta. Lovitură critică. Cu artileria morților tăi cu tot. Pula mea, nici nu pot să trec cu tunul ăsta așa rupt în două, pula mea. Inamic lovit, mai dai una. Jesus, fuck, cum de artileria. Nici măcar la zgâiere. Și mina e funcțională. Am reparat și nici. Mi-ai pus da mult artilerie aici, mănânce te sifilisul. Bravo, tu n-ai regăuit. Ne-a rupt și mila. Tu-ți curva, măti, să-ți fut. Cea dar de artilerie una într-una, uite, e artilerie, uite, una, două, trei, patru, cinci, câte mi-a dat? Cum merge? După cum vezi, ne capează și câștigă la 5-6. Nu se merge, ce pula mea. Doamne sfinte, ce meci. Deci astăzi a fost nu zi neagră. Negru e luminos pe lângă ce zi am avut eu. Pe lângă că m-a chemnit cu ouă la neștire. Nu merge nici cu altceva.
1400 damage. Uf. Mă dor ochii când mă uit la damage-ul de la 1400 în tier 10. Doamne sfinte. Am zis că mă uit la maraton să văd și eu cum stau. N-am uitat. Să le rupem căpățâna. Păi, din câteva n-avem doritor pe partea asta, să înțeleg, da? Vă doresc mult succes pe partea asta. De ce face una ca asta 140? Ca să rămâi 6 HP. Bravo, mă, ești deștept. De fapt, nu mai rămâi nimic. Să nu spui că ești și român. Ești polonez, logic. Ce puteai fi? Ce dracu puteai fi decât polonez? Am găurit firarea al dracului. Nici măcar la zgâiere. Nici măcar la zgâiere. Inamic lovit, mai dă-i una.
Bagerle în bază. Uf, maica. Revenim, băieți, vă lăsăm meciul ăsta. După cum mă gândeam, o să-mi iau niște biscuiți, adică m-am dus să-mi iau niște biscuiți. Să mă calmez. N-avem creme și avem biscuiți, Milka. Păi este bestial. Aș vrea să vină cremeșul. Ma. Ei, de mama lor. Bă, nu prea mă duc niciodată în partea asta, hai să vedem. Cum o fi pe partea asta?
Spor la joc. Mersi de luțuri. Ricoșeu, e tare bulangiu. Nici măcar l-am zgâiat. Bune, mă, cu dita mai... Cu dita mai goldul în lateral, frate. Nici măcar nu l-am zgâriat. Să mor tu joc. Cred că... Nici măcar l-am zgâiat. Haide, puta mea. Bă, băieți, ăsta e ultimul joc, după asta mă retrag. Du-te, dracu, de joc. Nici măcar l-am zgâiat. Doamne sfinte, Doamne sfinte. Wow. Doamne, gata, nu mai joc, ultim, gata, mă retrag. Nici măcar l-am zgâiere. Nici măcar l-am zgâiere. Băi, ești prost. Deci, voi vedeți că... Eu trag mai hit. Mai opa, că am făcut damage, am făcut un damage. Ia să văd câte bouncer am dat, frate, aici. L-am ciuit. Jesus, fuck, man. Du-te, dragi. Deci m-a hit am tras de când a început jocul. Un singur shot am tras, o două am tras normale. Și am 600 damage. Fuck, este frate. Să nu e RNG, asta e bătaie de joc. Păi da, ați văzut, dovadă live. Ce Cristosul morților măsii să fac eu cu el. Trag și... Și nu face damage. Ce vrei să fac tu? Bravo, tânără, ce pot eu să zic? Fă damage dacă el nu vrea. Stai că mă uit să câte bounce-uri am dat. Dar nu e posibil, eu nu pot să cred așa ceva, că există așa ceva, că se poate întâmpla așa ceva. Și are hit, nu are apreciere, atenție. Mi-am dat unde au sigur că da. Era și cazul.
Hai că stăm până la final să vedem, că-s curios câte bounce-uri dai. Eu zic că am dat cel puțin 10. Eu zic că am dat 10 shoturi. Dar oricum nu mai joc pe ultimul pas, stăm până la final să vedem câte bounce-uri. Nu se poate, frate. S-am pus seara chiar așa de nasoală încât să dai atâtea bounce-uri și cu... Încă așa... Inexplicabil... Inacceptabil. Nu... Nu pot să cred că așa ceva se întâmplă. Sau că s-a întâmplat de fapt. Eu înțeles că și RNG-ul își are rolul în joc, dar... Și nu e posibil să dai atâtea shot-uri cu hit. Și dacă nu le okay-ești, tot trebuie să bagi unul din 10, știi cum zic? Nu e posibil, nu e normal. E defect jocul, pula mea. Sau ceva s-a întâmplat. Hai că stăm pe la finalul de bără. Eu zic că am dat cel puțin 10 bounce-uri. Cel puțin 10, cel puțin 10. Eu tot mă întreb ce face 100-le ăsta. Killer Pola. E la ski alpin sau ce vrea? Să facă sărituri cu șenila? Ce vrea să facă el aici? Eu nu înțeleg care-i... Șenila e lovită. Oare e polonez? Nu e polonez, e spaniol, dar poate e de origini poloneze, știi cum zic? N-o fi polonez, dar e de origini poloneze, 100%. Hai să vedem câte bounce-uri am dat. Da, îi bate grill pe dracu pe toți. Deci am dat cel puțin 10 bounce-uri, cel puțin 10. Ați văzut câte hituri am tras. Doar hit după hit după hit după hit. Ah. 11. N-au fost. 8. Pe 14 trase, 11 lovite, 3 penetrate, ești prost la cap. Cu hit cu 340 penetrare. Ăsta e RNG de care ziceați voi băieții. Hai că n-are rost, că nu merge seara asta, e seara. Încercăm mâine, poate mâine zi mai bună, băieți. Băieți, seara frumoasă, mă bag și la un fil, că nu are rost. Și ne auzim mâine, până atunci. Seara faină.